sâmburele. Un lucru visa cu Ana Elenca, să-și dea fata după unul de la gară. Totdeauna gara a fost o comoară nesecată de gineri, atunci când o fată mare s-a crezut mai năpăstuită sau un părinte mai disperat de viitorul fiicei sale, ca din pământ, îngerul s-a întrupat la timp, cu viteza cuvenită, în chipul modest al unui impiegat de la căile ferate. Doamne, ajută să-i vie și luxiței mele unul de la gară. Și coana Elenca dădu la acatiste până ce sosi unul. După spusele dumnea ei, îl chema Popescu și se purta cu barbișon. I-a trimis poza și două certificate, unul de absolvent a două clase de seminar și altul de bună purtare, ca sergent reangajat la infanterie. Coana Elenca dete răspunsul, că duminecă l-așteaptă negreșit. Făcu dulceață de caise coapte, scutură prin casă și spălă perdelele. Iar pe luxița o opri de a mai freca tacâmurile și o învăță să dea mereu pe mână cu linolină, ca să se mai moaie. Ah, de ce nu trăiește acum răpusatul ghiță sărmănelul? Că de un bărbat în casă face mult la vremuri de astea. Și mai ales cum era dumnealui deștept la vorbă și om cu poziție în lume. Răposatul Ghiță fusese aprod la tribunal. Ziua de duminică li se păru la amândouă nesfârșită. După prânz, auzi răbătând la ușă. Antre! răspunse în cor. Era cățelul. Tutică, losul ai făcut să ne sară inima, Credeam că e ginerele. Peste câteva minute însă își văzură visul cu ochii. Veni Popescu. Luxița se făcuse stacojie. Popescu venise roșu gata. Ce galant! Se gândi Coana Elenca măsurându-l cu coada ochiului. Joben, ghetă de lac, o să nebunească Ionească de necaz. Vă rog, stați, musiu! și întinse un scaun șubre dintr-o mobilă veche cumpărată de la o licitație pe când trăia ghiță. Încă de la început scaunul se arătă cu rele porniri. Din fericire, mosafirul a avut grijă să se așeze ușor pe un colț și să se ție într-un echilibru vrednic de admirat. Coana Elenca își căpătase sângele rece și vorbea. A vorbit aproape numai dânsa. A început-o de la gare și a ajuns la pătlăgele roșii. N-a uitat în tot timpul să amintească bunătățile răposatului și să-și de fata. La un semn făcut pe furiș, Luxița plecă spre a veni cu tava de dulceață. O adevărată tavă, mare cât o față de masă, iar în mijlocul ei, ca o oază rătăcită în pustiu, o farfurioară și o linguriță cu două caise coapte, din care una cu un sâmbure nespart. Ah, blestemat sâmbure! Sărmanul Popescu a avut o clipă de încurcătură groaznică. Ticălosul de sâmbure îi sputise să îi se strecoare în gură, odată cu caisa. Să-l scoată? N-ar fi făcut-o pentru nimic în lume. Să-l înghită? Nu putea se hotărâ să l ție în gură. De acum vizita îi săpăru un chin, nu altceva. Vorbea pe necate și își muta sâmburele cu limba când la dreapta, când la stânga, din falcă în falcă. În sfârșit se hotără să plece. Mi-a părut bine de cunoștință, vă salut! Și se aplecă să sărute mâna coanei Elenca. A furisitul de sâmbure însă tocmai atunci lunecă pe neașteptate și nu știu cum Coana Elenca îl primi drept în palmă. Stele verzi se făcură bătrânei înaintea ochilor. Îi sări să țantăra. Își bate joc de mine nerușinatul, se gândia furioasă. Și fără să-i dea timp să mai spună ceva, îl lua repede. Ce-i asta, musiu? Sâmbure, răspunse el zăpăcit peste măsură. Și simțindu-se biruit de rușine și de teamă, căci ochii coanii elenchi străluceau ca la o leoaică, se repezi afară și plecă plouat. Coana elenca deschise atunci ușa, a zvârli cu sâmburele după el și zise numai atât. Păcat de jobenul tău! Păcat că mai ești de la gară, mojicule!